Vă salut în numele Domnului Iisus Hristos pe toți cei prezenți, cu harul, pacea și binecuvântarea Domnului. Aduc la fel cu mine saluturile multor biserici prin care am trecut, precum și ce, din care am pornit, Kitchener, Canada, împreună cu frații de acolo care s-au rugat la plecare ca Dumnezeu să mă sprijinească și să mă ferească de accidente și de oameni răi. Mulțumesc Domnului pentru frații de acolo și mulțumesc Domnului pentru frații de aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Predica în seara aceasta, așa cum am fost invitat, de altfel, nu știem că eu voi fi un predicator neapărat pentru tineri în seara aceasta, ci credem că printre 2-3 alții care vor predica, voi avea și eu un scurt mesaj. Dar acum văd că îi 8 și 10, nu? Și atunci îmi cade să mă duc până la capăt în serviciul ăsta, nu? Nu știu dacă mă veți putea suporta. Eu nu s-a așa plăcut. Eu admir pe fratele Nicu, deși a fost ucenicul meu pe vremea aia, că așa frumos și-a șlaifuit limba și vocabularul și îmi place să-l ascult. Dar câteodată znăcăjit pe mine că eu nu am așa cuvinte didacte, așa cuvinte înalte, așa cuvinte, mă rog, eu am ale mele, așa, mai ca mine. În schimb, în seara aceasta, stând aici pe bancă, m-am gândit, Doamne, m-am uitat odată în timpul rugăciunii, Domnul să mă ierte, dar eram ispitit să văd ce e în sală, și m-am înturnat odată roată și am văzut, mă, e lume multă, e luni seara și totuși sunt mulți. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și mi se pare că predomină cei sub 30 de ani, adică tinerii. Slăvit să fie Domnul pentru asta! M-am gândit atunci despre ce să vorbesc. Și mi-a venit o idee și am scris-o aici pe o hârtioară ca să o mențin ca un titlu în timpul cât Dumnezeu mă va îngădui prin harul său și în măsura harului dat să vorbesc, să o mențin ca o frază care să facă mereu o atenție, să zic așa, minții ascultătorilor. Anume, să nu te furie oferta lumii. Aceasta așa am primit-o să o scriu și așa am scris-o. Dar acum nu știu până unde mere. Să termină la 8 sau să termină la 11? Oricum, dacă voi ține mai mult, cred că iubitul frate, păstor Iacoban, Vasile, va rămâne cu mine până la urmă, că n-are ce face. Are ceva de discutat și trebuie să mă aștepte. Apoi ăsta la alt frate cu care am misionat atâta și eu am stat după gândurile lui că mă purta din casă în casă și din biserică în biserică de mă apuca târziu cu totul. Acum asta și el aici. Doi îi am. Am pe fratele Nicu și apoi pe fratele Petrică, care nu pot pleca fără mine. Am 4. Dar am unul care sigur rămâne cu mine. Iisus. Mărit să fie Domnul. Așa că dacă sunt 5, am la cine predica. Iisus mă ascultă ca să vadă dacă vorbesc bine și ceilalți
mă ascultă chiar dacă aș vorbi mai scâlciat, dar n-au ce face, că trebuie să stea după mine. Dar eu cred că toți vă veți bucura și toți veți sta, dacă veți zice neîncetat, vorbește-ne, Doamne. Amin, amin, dar vorbește-ne, Doamne, care zice? Așa, măi. Știi că dacă te duci către Huiedin încolo, de la Bratca și pe acolo, prin biserici, sunt așa mari. Totuși sunt destui. Dar de când te ridici în picioare, toată baba care e prezentă și toți tinerii care sunt prezenți, îi auzi, pare că mai mult explicat, auzibil, decât în taină. Vorbește, Doamne! Vorbește, Doamne! Dar toată adunarea așa suflă. Și de multe ori, cei care nu le cunosc în special obiceiul lor, sunt așa de influențați, e predică din ce în ce tot mai cu putere, că ăia nu tac. Vorbește, Doamne! Vorbește, Doamne! Și așa. Mi-ar pare bine să fiți așa de comunicativi. Dacă vă întreb ceva, să răspundeți toți și să putem zâmbi înaintea lui Dumnezeu cu toți, ca niște bucuroși mântuiți, și să putem plânge de bucurie înaintea lui Dumnezeu cu toți, ca niște mântuiți afectați de lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos. Glorie Domnului! Numai să nu te fure oferta lumii. Trăim într-o lume plină de oferte. Una singură este mai discretă în mai puține locuri și popularizată de cei mai puțini oameni. Întoarce-te la pocăință. Asta e cea mai puțină. Dar, hai mă să câștigăm bani, peste tot. Hai să ne facem un bișniț, peste tot. Hai să mergem în altă țară, peste tot. Oferta lumii stă la fiecare pas, pentru băieți, pentru fete, pentru cei mai tineri căsătoriți și câteodată, de ce să nu zic, și pentru bătrâni. Oferta lumii constituie în cele din urmă ispita pe care, dacă o învingi, ești un viteaz. Și dacă te învinge, ești un prizonier. De aceea, tu trebuie să fii foarte atent la oferta lumii. Lui Iosif, din cartea Genesei, nu i-a venit nici decât gândul să se ducă în Egipt. El se simțea fericit în casa tatălui său, dar a fost luat cu forța în vederea împlinirii unui plan al lui Dumnezeu și a ajuns în Egipt. Acolo a fost testat și când i s-a văzut capacitatea, stăpânul lui, care l-a cumpărat pe bani, Putifar, i-a încredințat toată casa. Nu l-a mai durut capul de nimic din gospodărie. Dar nu i-a făcut altă ofertă. A fost doar un rob cumpărat pe bani, dar cu minte, înțelept. Și măcar că nu se închina la vreunul din zeii
la care se închina stăpânul său, stăpânul său a recunoscut în el totuși că-i credincios și că din pricina lui toate treburile-i merg bine. Dar a venit și momentul ofertei. A venit un moment în care putem citi ceva foarte interesant din cartea Genesei, capitolul 39. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif. El n-a voit. Ce a zis? Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic. Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea îi vorbea în toate zilele. Într-o zi când intrase în casă ca să-și facă lucru și când nu era acolo niciun om din oamenii de casă, el a apucat de haină. El a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fuge afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis: vedeți, ne-a dus un evreu ca să-și bată joc de noi. Și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și-a fugit afară. Și-a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci a vorbit astfel: robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat, și-a lăsat haina lângă mine și-a fugit afară. Dragii mei, să nu te fure oferta lumii. Tu ești un creștin, tu ești un frate, tu ești o creștină, tu ești o soră. Și nu ești soră și frate cu hozan sau cu mitică. Tu ești soră și frate cu Domnul Iisus. Și deși ai atâtea slăbiciuni, și am atâtea slăbiciuni, lui Iisus nu-i rușine să ne numească frați cu El. Numai să nu ne fure oferta lumii. Vorbea fratele Nicu, tânărul nu are experiență, dar tânărul poate să treacă prin experiențe. Și tocmai de aceea el trebuie să se grijească, fie băiat, fie fată, să nu fie furat de oferta lumii. În seara aceasta poate vom ieși din adunare ceva după 8, știu eu. Și atunci un băiat poate să zică către o fată: hai că te duc eu acasă. Dar dacă e singur în mașină, să nu te fure oferta asta. Nu-i pentru tine. Tu trebuie să-ți păstrezi demnitatea. Dacă azi te duci cu unul în mașină, mâine te duci cu altul în mașină, o
un băiat serios din adunare. Nu va zice că tu ești o destrăbălată. Nu va zice. Dar când cineva i-a spune, măi, de ce nu iei pe cutare în căsătorie? El va face din cap. Mie mi-ar trebui o nevastă serioasă. Asta pe care am văzut-o la fiecare în mașină, știu eu ce-i cu el. O eu și la urmă tot găsește câte o mașină și mă lasă în casă singur. Deci să nu te fure oferta lumii. Nu-i bine, nu-i frumos. Tu ești frate cu Hristos, tu ești soră cu Hristos. Tu trebuie să te păzești bine, neîntinat de lume, ca să ai succes în viață. Ca să ai binecuvântări în viață. Aș vrea să vă spun ceva ciudat acum. Nu ți-mi minte bine anul. Oricum, locuiem încă la Sebeșel, Sebeșalba, până nu m-am mutat în Sibiu. Și într-un an am avut parte să oficiez câteva căsătorii foarte interesante. Prima dată, Cristinel Spiridon, pe care unii de aici îl cunoașteți, nu? Dacă nu-l cunoașteți, nu continuu, nu mai am spus numele. Băiatul ăsta sfânt, proroc al Domnului, evanghelist nu, sau altceva, dar un om a rugăciunii, apostolului și un proroc încercat, un proroc bun. Îmi trimite invitație la nuntă, dar și el ajunsese la 20 și vreo 7 sau așa ceva de ani, sau 29. Ai nu, 25 de ani. Ajunsese și el la 25 de ani. Măi, slavă Domnului, bine că ți-a venit și ție rândul și să știi, măsile, să viu. El era săptămânal la noi în casă, poate de 2, de 3 ori, la rugăciune. Cu cine? Cu sora X. Slavă Domnului! Viu! Mă duc la nuntă, la nuntă mânie multă, mă. Neamurile lui, toate bine erau supărate. Dar ce s-a întâmplat, Doamne? Păi e mai mare ca el cu 15 ani. Și pe asta să fie bai? Păi e, ca așa, ca așa, mă, fiți cu minți. Dacă femeia e mai bătrână, casa aia nu mai sparge nimeni. Aia are minte, aia umblă ca și cu un copil, toată ziua îl drăgălășește și să simte fericit și bine. Păcatul dacă se întâmplă ca el să fie cu 7, cu 10 ani mai mare pe acolo, de nu se rupe în primii ani, e pe la 45-50 când ajunge femeia, nu-i mare lucru să-l lasă pe băbălău să-și cocă cartofii singuri. Acolo-i bai. Dar dacă ea-i mai bătrână, aia nu-i niciun bai. Aia nu-i bai. Ei, merg acasă, mai discutăm și noi ca oameni acei, mă, dar chiar așa a făcut-o Cristinel. Dar se potriveau de minune. I-am întâlnit și anul trecut. Domnule, nu are nicio diferență. La fel îs de bătrâni. El a înaintat, i-a rămas pe loc. E ceva minune, trăiesc fericiți. Foarte bine. Nu durează mult, mă cheamă la Vima Mare, o soră
când mă duc acolo, minunea lumii. Ea a fost inginer agronom la un colectiv pe lângă Șuncuta Mare, către Baia Mare, și a început să propovăduiască acolo cuvântul. Și șef inginerul și ăsta a adunat odată toată armata lor de la firma aia de stat, agricolă, firma agricolă, și a ținut-o să punească de numai pocăita și pe loc i-a făcut că o dă afară. Un băiat la vreo 20 și ceva de ani din sat se scoală în picioare, dar de ce s-o dă afară? Pentru că crede în Iisus? Că noi tot satul credem în Iisus. Dar el era ortodox. Și atunci și la alții li se trezește mintea. Păi ia mă, doar noi toți suntem creștini. Și ăla nu poate lupta cum trebuie, dar mânios o dă afară, pune pe liber. Băiatul o întâlnește a doua zi, supărată cum era de altfel, își făcea actele să plece, să-și găsească undeva sau să meargă acasă, îi spune: domnișoara ingineră, să știi că eu am un gând, iartă-mă. Așa mi-ai căzut de dragă când am văzut că un sat întreg sare asupra dumitale și totuși te ții pe poziție și nu cedezi la credință. Eu n-am vorbit cu nimeni până acum, dar vreau să spun, dacă vrei, eu te iau în căsătorie și atunci apă nu mai are ăsta ce face. El zice, dar nu se potrivește, măi, eu sunt cu 15 ani mai mare ca tine. Dar ce are aia? Eu asta am în gând, eu te iubesc numai cu cât te-am văzut cum te-ai luptat acolo cu ăștia. Și eu vreau să te iau. Și în anul ăla, n-aș mai continua să vă spun, am avut experiența asta că Dumnezeu, pe fetele cu minți, chiar dacă au rămas de au îmbătrânit 35 de ani sau nu știu cât, la urmă, oferta lui Dumnezeu a fost atâta de frumoasă și atâta de mare și atâta mă bucur când întâlnesc familiile astea și le văd cum Dumnezeu le-a purtat grija până azi. Dar dacă ele ascultau de oferta lumii, câți n-o fi încercat să-și bată joc de ele? Dar ele au rămas lângă Dumnezeu și au propovăduit pe Iisus și au stat tari. Și Dumnezeu le-a răsplătit, le-a dat cei mai curați și mai sfinți bărbați ca să trăiască fericite pe pământ, fiindcă l-au cinstit pe Dumnezeu în cugetul lor și cu trupul lor și cu vorba lor. Și Dumnezeu nu rămâne dator la nimeni, glorie Lui! Să nu vă fure oferta lumii. Cineva poate să îți ofere ție un loc de muncă în care tu va trebui să ții legătură cu fel de fel de oameni, în special cu oameni din ăștia care îs cu autoritate în societate. Dar dacă ai un post și un loc de muncă fără ei, ține-l pe ăsta și lasă-l pe ăla. Pentru că domnul major sau domnul medic sau domnul inginer azi te laudă, mâine te probează și poi mâine te duce cu el undeva și acolo îți oferă un pahar de bere mai întâi. Asta ce-i, mă?
Uite, niște bere de caramele, asta e pentru copii. Ce e asta? Poți o bine. Și după ce ai băut berea pentru copii, la o altă ocazie vei bea un țap de bere pentru oameni. Și la o altă ocazie, mintea ta nu te va mai condamna și vei bea un pahar de vin. Și așa înaintează păcatul și ocupă pe om. Dar să nu te fure oferta lumii. Dacă cineva îți va oferi un post înalt în societate, fii foarte atent. Uite-te bine, că pare că aveți și pe aici dintre frați, dintre pocăiți care spuși câte undeva, fie primar, fie ce știu ce mai aveți din aia pe aici. Mai sunt, ha? Nu sunt. Mă, să fi mințit asta? Mi se pare că sunt, mă. Hai să nu vă spun acum, dacă nu-l știți. Dar el așa se scrie, penticostal, să știți. Oamenii mari au ajuns mari pentru că au fost deja furați. Că lumea nu poate iubi decât ce-i a ei. Dacă tu trăiești lângă Iisus, dacă tu trăiești în smerenie, apoi orice desparți tu de lume, orice împinge ea de către ea. Ceva se întâmplă. Hai să mergem puțin mai departe. Iosif, dacă accepta oferta, știi ce se întâmpla acolo? El, robul, ajunge stăpân și îi găsea blestemata aia. Ceva o travă să-i pui în mâncare la bărbați să se scape de el. Și se făcea astfel complice nu numai la păcate trupești, și la un omor. Că neapărat dacă e în toate zilele, am citit aici că îi vorbe, ea și-o făcut planurile, nu? Dar Iosif s-a păstrat curat. Mai bine și-a lăsat haina și s-a dus. Am întâlnit la Sibiu două persoane, frați baptiști, un bărbat frumos, o femeie frumoasă, amândoi contabili într-un birou. Și la un moment dat lucra unul aici, unul aici. La un moment dat a venit să-mi spună băiatul respectiv, avea și el un copil, era căsătorit. Ea avea 3 copii. Era și ea căsătorită. Îmi spune, auzi, ce s-a întâmplat? Nici prin gând nu mi-a trecut. Dar ea întindea mâna după o hârtie și nu știu cum întindea mâna când eu întindeam și atingea un pic de mâna mea. Se părea că e nebăgat în seamă. Întindea mâna după ceva, întindea și ea mâna. Și din una din alta, frate Hozan, am ajuns să-i port amorul, să mă doară inima, nu alta. Ce am să fac? Ce să fac? Văd că e o ispită. Ne-a rugat lui Dumnezeu și i-am spus, măi, amorul, dacă nu-l poți numi un păcat mare, doar jumătate de păcat mare, tot îi, mă, tot îi. Dar ce să fac? Schimbă-ți locul de muncă.
Păi cum că eu șef în biroul ăla și... Păi dacă nu, du-te spune-i la șeful să o dea pe ea afară. Păi cum să fac eu răul ăsta? Dacă nu faci răul ăsta, fă binele ăsta la alt. Du-te spune-i că tu nu reziști și tu nu vrei să-ți mai strici mintea și inima cu gânduri de șarte. Du-te spune asta. S-a dus și a spus omul nepocăit, directorul lor, cum era atunci pe vremea aia. Dar imediat a luat-o pe ea de acolo și a strămutat-o în altă parte, încât nu mai avea ocazia nici să se vadă de cum să se întâlnească. Un om din lume a priceput bine ce înseamnă asta, dar mulți pocăiți nu pricep ce înseamnă asta. Ei secretar, noi biruim. Birui până caz. Și după aia ești un întemnițat. Să ai grijă, ofertele lumii te fură. Cu încetul, cu încetul, cu încetul, te fură. Tu nu te lăsa furat. E atât de minunat pentru un tânăr și pentru o tânără să jertfească viața pentru Iisus. E atât de minunat. Vă citesc acum din Cartea Evreilor să vedeți o altă ofertă. Prin credință, 11:23, a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedea că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Deci asta a fost acțiunea părinților, ca să-i salveze viața, a făcut risc. Azi multe mame nu mai fac risc să grijească și să crească un copil. Dar astea au făcut risc încât puteau fi omorâți cu copil cu tot. Dar Dumnezeu a ajutat 3 luni de zile și nu s-a mai putut. Prin credință Moise, atunci când s-a făcut mare, asta a fost alegerea lui, nu s-a lăsat furat de oferta lumii. Citesc eu acum codificat. Biblia zice... Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Dar el învățase toată știința Egiptului, ne spune Biblia. El învățase găcitoria, vrăjitoria în toate amănuntele ei, că asta era o știință a Egiptului. El învățase arhitectura. El învățase ingineria, că pe vremurile lui s-au făcut piramide, care trăiesc până azi. El învățase atâtea și atâtea, că îl pregătea ca el să urmeze la tron, să rămână un prinț moștenitor și să fie în locul regelui când moare faraon bătrânul. El să rămână acolo, că n-avea un ficior în toată casa. El era. Dar când s-a făcut mare, el a văzut că oferta lumii pentru el, spirituală, e păgubitoare. Că el, dacă se urcă pe tronul Egiptului, el trebuie să împlinească dorințele poporului, care toți bine erau închinători la zei. El a trebuit atunci și și-a dat seama că în Egipt sunt atâtea lucruri care nu corespund cu Dumnezeul adevărat. Și el se uita ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Și nu s-a lăsat dus în eroare de multă ofertă. Pe cine ca el, îmbrăcat într-o ținută din aia împărătească, merea înaintea lui călări pe mărgini și după el timpane,
și atâtea cât e acolo. Dar nu, el a refuzat oferta lumii. Ca să-l câștige pe Hristos, fie slăvit numele Domnului. Așa și voi să nu vă fure oferta lumii, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos, așa cum pe voi cineva vă poate ocărâ, pocăitule, pocăită, sau în loc să zică pocăită, zice pocănită, sau cine știe cum te mai batjocorește. Pentru Hristos sunt atâtea batjocuri. Sau o mamă, dacă e pocăită și are azi copil și mai are și mai are, apoi atunci și ei de pe la policlinică și ei de la spital și apoi oamenii și apoi mai sunt și păstori care le ocără. N-ai minte, trebuie să fii cu minte, să-ți organizezi câți copii vrei tu să ai, nu câți, doar tu ești cu minte, Dumnezeu ți-o dă minte. Dar nu știu cum vei răspunde când vei ajunge acolo, că acolo nu poți să zici, iată sunt aici eu și copiii pe care mi-am programat. Acolo trebuie să zici, iată, eu sunt aici și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Și atunci acolo răspunsul va fi un pic utilc, la care trebuie să ne gândim bine. Înțelepții ortodoxi, prin 1925, au introdus pentru teologii ortodoxi ideea atâția copii să faci cât le poți asigura viitorul. Pentru că noi preoți trăim din dărnicia parohiei pe care o avem și dacă e o parohie care nu-i darnică, apoi să ai grijă câți copii ai. Și uite-te până a ajuns asta, până unde a ajuns azi, că se învață și în teologia ortodoxă și în teologia baptistă. Și martorii au luat-o mai repede decât noi și au scris-o în cărțile lor. Și acum, spre surprindere, se învață și în teologia penticostală. Avem la noi unul, fratele îl știe, că el a fost de câteva ori la noi, fratele Iacoban, e maghiar, dar vorbește bine românește. Și omul ăla s-a certat cu Dumnezeu. Nevasta era credincioasă și el a venit la credință, dar nu fu pătruns de credință, știa el ceva. La un moment dat a venit cu al 14-lea copil la binecuvântare. Fratele Pruneanu, bătrânul, n-a avut ce lucra, l-a pus să mulțumească el. El când începe să mulțumească, zice, Dumnezeule, eu știu că Tu faci ce vrei, iară mai prostit. Ți-am spus că mie nu mai îmi trebuie copii. Măi, ăștia nu știa cum să-l mai oprească. Și așa cu tot chinul lui, nevastă s-a avut 16 copii. Toți sunt frumoși, toți sunt mari, toți vine ea săraca cu toți bine la adunare. Dar el de la rugăciunea lui aia, sinceră în felul lui, numai atâta l-a dus mintea, s-a potignit și el nu mai vine la adunare. Mă rar, cine știe când. Că s-o potignit în el însăși. Dragii mei, trăim niște zile, că la urmă eu am vorbit cu el,
Ce s-a întâmplat, măi, cu mintea ta? Ce a fost cu mintea ta? Apoi zice, până când a fost omul ăsta fără școală, prunean. Ăsta zice, tot așa ne-a spus, avem copii. Până când a venit, zice, fratele ăsta la alt, inginer, om înțelept, apoi ăsta ne-a spus că nu trebuie să faci copii. Apoi acum zice, eu ce să fac, e casa plină. Păi bucură-te, mă, că nu-i niciunul schilod, nu-i niciunul orb, nu-i niciunul fără o mână, fără un picior, nu-i niciunul surd, mă, toți ca braze. Tu ai bani, apoi am, apoi cât câștigi tu pe lună? Atunci avea un atelier, el, acasă, din ăsta cu strunguri, cu din astea. Păi zice, eu câștig 6-7 mii câștig pe lună. Păi vezi, mă, că Dumnezeu îți dă bani după câți copii ai. Eu câte vreme am avut 6 copii. Avem lipsuri. Avem lipsuri. O da Dumnezeu de-o născut nevasta când a avut 41 de ani și jumătate. 2 gemeni. Pe Ezechiel și pe Amos. Și când i-au născut pe ăștia, zicea gaja de la Crișen la binecuvântare, nu vrei să facem o colectă pentru gemenii ăștia? Nu, frate, nu, Dumnezeu știe, nu. Dar oamenii s-au gândit, nu au vrut să facă colectă, dar el ne-a dat la toți de mâncare. Am făcut o masă cu ce am avut eu, nu prea lucruri scumpe, cu ce am putut. Dar am vrut să-i onorez pe toți care au venit și nu au venit puțini, au venit mulți. Fiecare mă duc să văd copiii. Când merea să vadă copiii, ori sub perină, ori sub plapum, ori într-un buzunar de haină, când au plecat toți către casă, măi, oriunde băgai mâna, numai bani era. Și știi ce s-a întâmplat? De aici încolo, în toate buzunarele am avut bani. Și acum am câțiva, uite aici. În toate buzunarele. Că Dumnezeu poartă grija. Să nu crezi că tu crești copiii. Nu, tu îi crești. Tu te lupți cu ei să-i înveți și lucri pentru ei. Dar Dumnezeu îi crește. Dumnezeu rânduiește pâinea pentru ei. Asta eu am văzut-o așa de clar. Eu am văzut familie cu un copil muritoare de foame și am văzut familie cu 16 copii și totdeauna era masa plină. Măriți să fie Domnul! Amin. Și tot numai un bărbat lucra. Vedeți? Păi cum se face? Eu nu știu. Am avut o experiență minunată. Era Ștolț, de sub mâna căruia ieșeau performanțele astea sportive și Nadia Comăniciu a fost la el sub mână pentru o vreme și alții. El era șef de catredă la disciplini sportive și cum că era neamț și știa și alte limbi, el ținea legătura pe linia sporturilor cu fel de fel de țări. Dar el nu credea în Dumnezeu. Când am stat de vorbă cu el întâi, eu spus, râdea așa tare colorat. De când îți eu, neam de neam, eu zice, nu a fost în genunchi, noi nu ne-am rugat. Dar tot împreteniți oarecum, așa din vedere, din una în alta, vreau să vii odată la Sebeșel. Vino! Dar el, săracul, când a venit cu o clasă întreagă. 18 elevi și el. Au venit ăia toți, pe lângă ei au venit frați din Turda, frați din Cluj, din Petrești, din Orăștie, de la Sibiu, 64 de persoane. M-am uitat la terminat, încoace, încolo, așteptam, poate zice o soră, poate nu știu ce. Nu zice nimeni nimic. La un moment dat pui pe o soră. E zicătă sora Rină, nu? Poate să ia câțiva, uite-ți mulți acei.
Da, ea când o întreabă, ăștia erau încă în casă și noi eram în curtea adunării. Păi să-i ducă Hozan, că el colindă câte-i țara, el mâncă pe la ei, să-i dea de mâncare Hozan. N-am mai zis către nimeni, Doamne, iartă-mă, sigur am făcut un păcat, lasă să vie la mine. Nevasta trece apele pe ea. Păi măi, omule, eu n-am numai mâncare pentru noi. Uite-te, în crătița aceea de 2 kg, de 2 litri, am pus niște cârnați, că era după tăietul porcului, și niște costiță și le-am fript. Dar mai am, zice, într-o oală în pivniță, că era rece, niște sarmale rămase de câteva zile. Și am făcut un pireu, aici pentru noi, mă, și o oală de 8 litri cu tăieței, cu supă de tăieței. Atâta-i tot, mă. Păi ce să fac eu? Nu servez, mă, pe nimeni. Cum să servez? Păi nu se poate. Mă tot uit cum ea era luată de frigurile groaze ăia. Miuță scumpă! Pe ea o cheamă Marie. Dar dacă ne-a fost dragă, că a venit după mine așa, hai una, două, atunci i-am schimbat numele și i-am zis Miuță. Și așa îi zic până azi. Miuță dragă, tu știi ce să faci? E fiecare farfurie, stai lângă mine, roagă-te, fii un ștergar curat și te fac că le mai ștergi odată. Să stăm amândoi lângă sobă și eu pui și duc la masă. Bine, zis și făcut. Ea ștergea fiecare farfurie, eu luam și luam tăiețăi și puneam. I-am băgat pe ei 18, cu el 19, i-am pus toți odată. Ceilalți în casa dinainte, care e largă, să cânte, să se roage. Ăia erau pocăițe, dacă ajunge, ajunge, dacă nu ajunge, fraților, ne rugăm Domnului, că nu, așa m-am gândit eu. Când s-o gătat de apus la 19 blige, toate pline, dintr-o oală de 8 litri. Dragă, nu era gros așa ca de un centimetru scăzut din oală. Profesorul stătea acolo în capul mesă și când eu mă înturnam în coace, el făcea să nu mânce, băieți, știi? Băieți și fete, să nu mânce. Când a fost gata, mă duc la el. Domnul profesor, hai scoală-te să-ți arăt ceva. Și îl duc până la oală. Avea părul aspru, dar rar pe cap. Oricum a ieptat-o oarecum. Când s-a uitat în oală, ca pe mistreț, așa i s-a ridicat. Băieți! Să cereți supliment! Și i-am săturat. Am luat carnea, pireul, sarmalele și le puneam rotund în blid. De altfel noi așa mâncăm. Nu-mi cade bine dacă îmi dai carnea, păi eu gândesc că nu mai ai sarmale. Și mă satur și după aceea nu pot mânca sarmale. Dar dacă ni le pui aici un bulgăr de pireu, aici sarmale, aici cărniță, aici ce știu mai ce vei avea. Și ala în mijloc acolo pui ceva murătură. Poți să pui și un compot de pere sau de ceva și mere tare bine să mânci carne friptă cu pere sau cu mere de albină. Știi ce-i bună? De n-ai idee. Ei, am pus așa de jur în jur. Și punând de jur în jur, am servit pe ăla, am servit pe ăla, am servit, tot gata. I-am băgat în casă, nu, acum, haidați, ăia la alți. Au mâncat toți, 64. Și la urmă am mâncat noi, pe ei am ținut acolo, la respect, să cânte, să se roage. Când a ieșit de acolo, fiecare lua capacul de pe oală. Și fiecare proslăvea pe Dumnezeu. Așa nu ne-a făcut Dumnezeu. Nici carnea din crătiță n-am fost capabil să o mâncăm, nici pireul, nici sarmalele, care zice că doar îs cu bucata, mă. Dar nu s-o găta. Nici supa nu s-o găta. Și fapta asta a făcut ca ștolți și mulți sași. Mamă de preot, soră de preot săsesc, ingineri, șeful ăsta filarmonice de stat,
care el era dirijorul filarmonice de stat, și câți alții au venit la Hristos. Și îi botezam și îi boteza Domnul și slăvit să fie Iisus. Credeți că eu am ținut pe ei 8 copii? Nu. No. Dumnezeu! Binecuvântarea lui Dumnezeu nu stă într-o grămadă mare. Nu, no. Că am avut și grămadă mare. Am avut cucuruz odată mult, mult. Am cumpărat o tarna de la niște maramureșani care au plecat și l-au lăsat acei gata de cules. Și știți ce am pățit cu el? Anul întâi a fost cum a fost, a doilea an l-a umplut gâlgărițele și n-am avut ce face cu el. Grămada mare nu e o binecuvântare. Binecuvântarea e puținul care nu se gată. Acolo îl vezi pe Dumnezeu la lucru. Tinerilor, băieți și fete, nu vă speriați de sărăcie. Mai tare să vă speriați de bogăție. Nu vă speriați de haină simplă. Speriați-vă de lux. Oricum, și eu aș putea umbla un pic mai nu știu cum. Chiar un frate scump îmi zicea odată, măi frate, vii din Canada, oamenii așteaptă să te vadă un pic mai așa. Lasă-mă că eu îi văd pe ei mai așa. Eu umblu cum umblu eu. Fratele Vasile a fost și la mine acasă și până Canada și am fost pe la Chiabur mare. Dar eu așa umblu, eu nu pot face altfel, mie îmi place așa. Țineți minte, simplicitatea în îmbrăcăminte, la mâncare, în casă, ce trebuie să fie curat, frumos pus la punct, dar nu lux, nu lux. Aia nu ține de credință, aia ține de oferta lumii. Fiți foarte atenți, să nu vă fure lumea cu oferta ei, în nici o direcție. Ați văzut pe omul lui Dumnezeu, pe Moise? Ce ofertă mare sau mai mare, unde? Ca el să rămână rege. Și n-a vrut, domne. Ce ofertă mai mare ca aia, când intri la masă să-ți cânte cele mai mari cântărețe, când mergi pe drum să fii însoțit de oameni pe căi, pe cai, călărși, ce ofertă mai mare să fii tu următorul rege la tron? Dar vedeți, el a refuzat acestea, că a iubit pe Iisus, glorie lui. Și apoi acum, ca să nu vă duc prea departe, mai am un personaj, pe Timotei. Și am auzit de la fratele Nicu și de la alții că ați avut epistola asta. Dar Pavel Apostolul îi dă atâtea lecții lui Timotei, Doamne, că toată cartea pare că e tot lecții. Uită-te, dacă începi așa, către Timotei, copilul meu prea iubit, îl salută, mulțumește lui Dumnezeu pentru el. Și apoi își aduce aminte de cum a primit el credința. Și de aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Deci asta e o poruncă pentru tineri. Încep să cânți și vezi cum îi voioșia asta tinerească. Dacă cânți, ai mai cânta o cântare și când ai gătat-o, alta să o cânți. Dar dacă te lași, poți să vii la adunare și să fii de 16 ani. Dar cântă tot și tu stai și te uiți. Aici ai poruncă de la apostol, înflăcărează! Tu trebuie să înflăcărezi. Poate că tu ai primit darul Duhului Sfânt cu vorbirea în limbi și ai vorbit atunci cu putere, dar după aceea ți-a zis cineva ceva sau nu ți-a zis nimeni nimic. Dar nu te mai aude nimeni vorbind în alte limbi. Înflăcărează darul pus în tine. Vorbirea în altă limbă
este un semn că Dumnezeu e prezent în adunare. Și lasă să se vadă asta, nu-ți fie rușine. Nu-ți fie rușine. O tânără pusă de Codreanu să se roage în adunarea lui mare de la Timișoara, s-a rugat scurt și a început și a vorbit în alte limbi. Și a vorbit lung, mult în alte limbi. Unul Voloșen Mircea, care terminase deja facultatea acolo la Timișoara și era medic veterinar acum în Dallas, să ispitești în minune mare, că lângă el a observat că era un om, o personalitate, și stătea ci și a văzut el pe figură că e un om mare, știi? Ce va zice ăsta? Vai, ce frumos a fost tot programul! Și acum fata asta strică tot. Când s-a gătat adunarea, ăsta nu știa cum să-și ceară scuze, cum să se eschiveze de ce s-a întâmplat. Dar ăla întreabă, domnule, zice, nu te supăra, cunoașteți pe domnișoara aia, cine-i? Ăsta, stați, de frică, vezi, stați, zice, că mă duc să vie păstorul și se duce la păstor, la Codreanu. Hai repede, zice, că acolo lângă mine a stat un om să vede o personalitate. Și acum, zice, mă întreabă de fata asta, ce ispită pe capul ei, zice, în loc să se roage, tot vorbit în limbi. Hai să rămurim cumva. Vine ăla, cum era el, Codreanu, dă mâna cu el. Ce faceți, drăguțule? Domnul să vă binecuvinteze, sunteți pentru prima dată la noi aici? Da. Dar îl întreabă pe Codreanu, cine-i domnișoara aia care s-a rugat? Păi, o fată simplă și așa, e venită de curând de la țară și... Că de altfel una din oraș nu făcea de alea, știi, numai asta de pe la țară. Și, bine, dar mă iertați, v-a deranjat că a vorbit în limbi? Pe mine nu, pe mine m-a surprins. Eu sunt profesor de limbi dispărute. Și numai 5 suntem în lume, grupul profesorilor pentru limbi dispărute. Și fata asta mi-a vorbit, spus el în ce limbă, și am văzut că oricâtă școală ar fi avut, nu se putea să pronunțe fraze întregi și fraze corecte dintr-o limbă care nu avea gramatică. Mărească-să Dumnezeu! Deci atunci, dragii mei, trebuie să nu dați înapoi și să nu te fure ofertele astea. Fii mai temperat, fii mai. Suntem înaintea lui Dumnezeu, bucură-te, mă, veselește-te, preamărește-L pe Iisus! Că El îți dă Duhul Sfânt, glorie Lui. Vorbirea în altă limbă este în definitiv comuniunea dintre Creatorul Suveran și creatura infimă de aici, de pe pământ. Glorie Domnului! Să vă bucurați de Duhul Sfânt și să dați drumul vorbirii în limbi. Că asta îi place lui Dumnezeu și la Pavel i-a plăcut. Și-o zis, eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Glorie Domnului! Dar acum, uitați-vă, omul ăsta al lui Dumnezeu, Pavel, îl îndeamnă, după ce îi povestește atâtea, cum să se înflăcăreze, cum... Îl învață cum să se roage și pentru cine, de poruncă, pentru împărat, pentru toți oamenii. Îl învață multe. După aceea, continuă peste tot cu învățătura lui. Dar una din învățăturile apostolului Pavel către Timotei, știți cum sună? Și la asta nu-i mai spune așa numai simplu, ci foarte hotărât.
fugi de poftele tinereții. Tot tânărul este pătruns de pofte. Toată tânăra este pătrunsă de pofte. Ion Slavici, când își scrie una din cărți, spune că pofta îi lăsată de Dumnezeu, ea stimulează hormonii care pregătesc omul. Pe bărbat odată îl face să-i crească barba, odată îl face să fie lat în umeri, deci îl pregătește pentru viață. Pe fetiță le pregătește la fel pentru viață. Sunt imediat aranjate la ten, la sân, la corp, o pregătește. Prin urmare, pofta nu-i ră dacă nu te duci tu după e. Că e în tine, e normal. Dar când tu te duci după e, pofta te omoară. Pofta, dacă umbli după e, te omoară. Și Pavel Apostolul a învățat, fugi de poftele tinereții. Această fugă de poftele tinereții trebuie să faci orice, numai să-ți ții în frâu și în stăpânire și în cinste vasul tău. Ăsta-i vasul tău de lut în care locuiește Duhul Sfânt. Și să nu uitați, cine în tinerețe e prădat, băiat sau fată, chiar dacă-i tăinuit și n-ar ști nimeni, vine o altă vreme de încercare. La 60 de ani, la 80 de ani, îi moare femeia. Un bătrân, după aia se apucă de prostii. Îi moare bărbatul, femeia e bătrână, după aia auzi de ce tot miri. Dacă odată dai curs trupului tău la nebunie, că David așa numit pofta lui, care l-a răspuns, o zis, tot trupul meu plin de coptură în urma nebunii mele. De aceea era scris în Eclesiastul, când intri în casa lui Dumnezeu, dacă știi că ai o meteahnă, apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunului, că ei nu știu că fac un rău cu asta. Păi ce rău e că cânți? Mare rău. Ce rău e că predici? Mare rău, dacă tu ești nebun. Lui Dumnezeu îi trebuie oameni care să-și țâie vasul în cinste. Măriți să fie Domnul! Nu mă duc pe calea asta mai departe, dar fi multe, dar mă rog. Oricum, fugi de poftele tinereții și să nu te fure oferta lumii. Lumea îți oferă multe, între care chiar împlinirea și satisfacția poftelor. Dacă te duci prin apus și ai plecat de acasă, acolo vei găsi căsi pentru despriuri. Și lumea îți oferă. Dar tu să-ți ții vasul în cinste. Dacă stai acasă, observ că-s puțini băieți rămași acasă și multe fete, să nu te fure oferta lumii și să intri în jocul nebuniei, dându-te mare. Tu ești băiat, tu ești frumos, dar tu ești frate cu Domnul Iisus. Și atunci
ia-l de mână pe Iisus, sau roagă-l mai bine El să te ia de mână și să vezi. El să duce unde îți oferă cineva să te duci. El nu se duce. Și dacă te duci fără El, atâta trebuie, că diavolul te și prinde. Zicea moldovan de la Sibiu, fă-ne ca pe o brățară care mâna ți înconjoară și ca pe un stol de porumbei să te bucuri tu de ei. Dar știi de unde a venit lui moldovan ideea? Eu cred că de la Duhul Sfânt. Pentru că el toată ziua stă în casă și cred că n-a avut timp să urmărească ce înseamnă stol de porumbei. Dar eu, umblând mult, m-am uitat mult ce înseamnă asta. Domnule, să ridică în aer câteodată 100 de porumbei și vine uliu ca să mânce porumbel. Dar câtă vreme ei se învârt tot roată, uliu se învârte și el, dar nu se bagă în stol. Doamne ferește! Se învârte, l-am urmărit pe unul mult de tot și porumbeii atât îl joacă până îl obosește. Ei știe că el are lege să nu intre în stol. Dar se întâmplă, din întâmplare, fie că Dumnezeu vrea să-l hrănească și pe uli, fie că unul se găsește mai șmecăruț. Și ăla atunci nu mai vezi că se dă peste cap și fuge. Ăla nu mai scapă. Uliu-i după el și îl mâncă. Îl prinde, ăla nu poate scăpa. Îl prinde. Așa e și cu pocăitul. Câtă vreme păstrezi o vie legătură cu frață, câtă vreme stai frumos între frați, băiat sau fată, câtă vreme tu te bucuri la cercurile de rugăciune, câtă vreme tu nu părăsești adunarea, câtă vreme ți-e dragă frățietatea, atâta vreme diavolul n-are ce face, ca aici să cheamă numele Domnului și binecuvântarea vine peste noi. Dar când o faci pe deșteptul, și apoi te duci, nu-i musai să știe mama unde, nu-i musai să știe frață. Când te duci departe, să știi că diavolul are câștig de cauză. De aceea fiți foarte atenți la viața care o practicați, iubiți tineri. Când eu am fost tânăr, aș vrea să vă spun și povestea asta, nu știu cât vă interesează, dar... poate că e bună, nu știu eu. Când eu am fost tânăr, am crezut că n-am să mă însor niciodată. Voi sta pentru Domnul. Și la drept vorbind, nu eram răpus așa de pofte. Putem stăpâni bine trupul, nu avem probleme. Nu avem probleme. Nu mă fura ochii să mă uit încoace, încolo, nu aveam probleme, cum îi auzeam pe alții. Alții pocăiți. Ai văzut ce picioare are fata aia? Băi, când îl auzeam, așa mă încruntam către el. Tu ești pocăit, mă? Sau ai văzut ce ochi are? Bă, ce te interesează pe tine, mă? Eu trebuie să vă spun că nevasta mă mai întreba câteodată, o sora cu tare a fost acolo? Pofă multe surori tu, dar n-ai văzut pe sora aia? Păi nu, păi arată așa și așa. E mai blondă, e mai... Lasă-mă în pace, că eu nu știu ce e blondă și ce e... Eu nu știu. Dacă e alb și negru, aia știu, dar mai departe eu nu știu. Și nu țin minte. Eu n-am avut școala asta și interesul ăsta. Și am mers așa până aproape la 23 de ani, foarte liber. La vreo 23 de ani am început să simt o revoltă în mine și din ce în ce revolta crește. O sete sexuală. Cum se întâmplă cu oameni? Păi eu am plâns, dar m-am gândit, stai că îl pui eu pe Adam la punt. Și am postit și m-am rugat.
Și de ce postem? De ce mai rău eram chinuit? Și am ajuns de eram chinuit noaptea. Și am ajuns când eu mă punem și o oră stăteam în rugăciune. Și până stăteam în rugăciune, venea câte un corb din ăla negru în minte. Doamne, ce să mă fac? Doamne, ce să mă fac? O trebuit să mă decid că mă căsătoresc. Dar am dat de albai. Că toți băieți au povestit cu Ana și cu Mărie și cu Șofronie și cu Motemato. Dar eu dacă n-am postit, n-am vorbit cu nimeni, eu pe cine să iau? Mă tot întrebam. Cunoșteam fetele din tot Ardealul și Banatul și Crișana. Dar pe cine să iau? Că eu n-am vorbit cu nimeni. Eram frământat de gândul ăsta. Am ajuns la ideea unuia din Sășciori. Nu era tot săracul, că acolo atâția sunt, acum s-au mai reparat, dar pe vremea aceea la toată poarta aveai câte 2-3 netrebuiți care stătea, care de care mai ferească Sfântul. Lucian Blaga, când a venit din Franța, a vrut și el să ducă la munte sus, a trecut prin Sășciori cu căruța, cum era atunci, el era un om mare și era ambasadorul României la Paris. Apoi el scrie în cartea lui, ce când am trecut prin Sășciori, se pare că acolo s-a răsturnat carul sătanii. Atâția netrebuiți am văzut. Și așa era Sășciorul. Nu, unul din aia sărace a avut și el poftele lui. Și se duce la tatăsul și zice, tată, eu mă însor. Însoară-te, dragul tate, că și eu m-am însurat. Dar ăla zice către tatăsul, ție ți-a fost ușor că ai luat pe mama, de pe cine să iau? Na, exact acolo am ajuns eu. Cunoșteam atâtea fete, dar eu n-avem către cine să zic. N-am vorbit cu niciuna. Hai că am eu cu cine vorbi. M-am pus pe post și pe rugăciune și după aceea n-a fost destul, am luat 3 zile și 3 nopți neîntrerupt și tot așteptam, doar visez ceva, n-am visat nimic. Doar vine un proroc, că aldată vine. N-a venit niciun proroc. Meream pe la niște surori acolo care aveau vedenii. Nimeni nu vedea nimic, mă, și eu mă chinuiem de numai. Și n-am știut ce să mă fac. În ultima noapte, slăvit să fie Domnul, în ultima noapte visez că meream pe bicicletă pe Valea Frumoasă în sus, am trecut de Petrești, de cazarma de la Petrești, care e mai sus, și am ajuns în capul satului și am văzut tabla scris mare pe ea, Sebeșel. Și când am intrat, nu m-a tricăsără atunci acolo, așa, a treia casă în spatele ei, era așa un deal, ca un ou, dar din fundul căsă, din fundul grădinii la casa asta, drept în sus, nu poți urca pe el, așa e de abrupt. În realitate, dealul. L-am văzut în vis și deasupra să cosește, fain și pe aici să cosește, dar nu știu cum cosesc pe coasta aia așa. Și acolo venea un nor cât un sâtă bună, cât un ciur, cum era înainte ciururile, nu știu. Dacă mai aveți. Știți ce zic, nu? Atâta era norul, dar atâta era de gros. Alb și frumos. Și venea numai cu o palmă, nu atingea dealul. Eu atunci am pus piciorul stâng jos, piciorul drept pe pedală și țineam de coarne și mă uitam la nor. Uite, cum vedeți acolo, vezi ăsta alb, făcut acolo așa, așa semăna norul ăla. Cum îl vezi de la acolo așa, îndoitura aia? Și când eu mă uitam ce mirare la norul ăla, ies-o în cap de mână numai atât. Și face către mine așa. Și un glas strigă s-a cadat. Să te căsătorești! Că de nu, în scurtă vreme, te căsătorești cu moartea. Că făcut așa. Când eu m-am uitat, înapoi a mea și venea un car mortual. Așa m-am speriat în vis
am sărit drept în picioare și am început să mă rog. Apoi, Doamne, Tu știi, apoi, Doamne, și am plâns și am citit Biblia și iar m-am culcat și după bucată de timp am adormit. Cum am adormit? Am visat cum cu piciorul ăsta am împins de pedală, ăsta l-am pus sus și am continuat în mijlocul satului, eu un pic de pâriaș. Am luat-o așa la stânga, pe strada aia, și după aceea o altă stradă mică la stânga și în dreapta era o poartă într-un gard de lemn făcut frumos, că socrul a fost dulgher, făcut frumos acolo așa. Și m-am dat jos lângă poartă, am deschis poarta, am observat o fată în fundul șurii, era o șură legată acolo de casă, între casă și grajd, așa. Un șopron, mai bine zis, unde și-a de postea lemne și un alta. Și spăla ceva la o vană de tablă, că alea erau atunci. Aici, în colțul căsii, era o viță. Și acum trăiește vița aia. La casa nu mai este. Și am rezemat bicicleta acolo și m-am înturnat încet să închid ușa, ca să nu deranjez pe fată. Știi? Când m-am înturnat, acolo era un om așa înalt de talia lui fratele Nicu. Nu mai era mai suluiet așa, îmbrăcat în alb. Când eu am pus să închid ușa, ăla iară face cu mâna. Și spune, asta-i partea ta în viață. Și începe să-mi spună ce vom păți și ce va fi și multe din viață. Stăteam așa, dar degetul lui părea că era o baghetă din aia de dirijor. Aș fi vrut să nu-l mai văd făcând așa, dar nu pleca din ușe. Tot vroiam să închid, dar nu putem. Știi? Se poate întâmpla că și voi tinerilor ați vrea câteodată să închideți ușa, să nu mai stea mitică în ușe. El e cu ăsta, dirijor, deocamdată. Și așa am pățit eu în vis. Și atunci, cu greu, bătrânul a dispărut din poartă și eu m-am trezit. Iar m-am rugat, iar am plâns, iar am citit Biblia, iar m-am culcat, stăteam acolo și meditam, am adormit. Când am adormit, am ajuns la fată, fără vorbe. Eu am prins aici de vană, cum era alea câte cu un drot din ăla de 6 sau de 8 așa. De aici și e de aici și am mers pe drum fără să vorbim până la vale, Valea Sebeșului. Și acolo în râu, eu stăteam aici și ea din coace lua tot câte o haină și o limpeze în apa râului. Uitându-mă mirat, toate hainele erau albe, dar toate hainele dădea de înțeles că au mai avut pe ele murdărie una alta, ele au spălat și le clătărea. Dar uitându-mă la ele, erau toate haine de-a mele. Și cu asta m-am trezit. Am înțeles, aia e partea mea în viață. Cunoșteam cine-i, că am mai fost la adunare. Adun câțiva inși acolo. Când adun pe ei câțiva inși acolo, le spui ce am visat, mă căsătoresc. Din cât au fost acolo, niciunul nu a fost de părere. Păi aia nu-i pentru tine, aia nu se potrivește, aia. Că nu cânt, auzi, că nu spune poezii, că nu-i pentru tine, că ție ți-ar trebui una așa, că ție. Tot stăteam și tot judecam la un moment dat, zic, măi, dacă Dumnezeu a zis că aia e a mea, apoi ai darul lui Dumnezeu, mă, și darul nu se dă că meriți. Se dă la unul care nu merită, mă. Eu nu-s vrednic de ea, nu e de mine, mă. Eu vreau să o iau pe ea, că așa am visat. Nu a fost de părere. Hai facem ceva, altceva. Vreți să întrebăm pe Domnul ca și voi să fiți liniștiți? Păi da, zice. Să întrebăm, unde vreți să merim? Cel mai cunoscut proroc și mai... Ăsta era sora Rozalie cu fratele Lazar de lângă Cluj, din Borhanci. Acolo să te duci. Am luat două hârtii, am pus între ele, ui așa, indigo, plumbajină, cum îi ziceți, și m-am apucat și am scris.
Și acum în cartea asta vă pot citi ca să nu greșesc, dar nu știu exact unde e scris. Dar oricum, m-am apucat și am scris și așa am început. Cred că e aici acum, imediat. Așa. Doamne, îndură-te și răspunde-mi. A doilea rând. Am făcut un 1. Eu vreau să știu dacă sunt iertat de toate greșurile de până acum ale tinerețe. Asta a fost numărul 1. 2. Doamne, te rog, răspunde-mi. Asta era cu 3. Dacă tu ai lucrat până azi prin mine, dacă tu lucrezi în prezent prin mine, și al treilea, vei lucra în viitor sau după căsătorie nu vei mai lucra. Și punctul 3, Doamne, te rog, răspunde-mi, dacă sora Marie Zemora este cea hotărâtă de tine ca să-mi fie nevastă sau nu. Și la subsol am făcut o notă. Dacă se răspunde la punctul 2 sau 3 în loc de 1, sau se va petrece orice inversare a ordinii numerică pe care am pus-o, nu mai consider că a vorbit Domnul. Și m-am dus la proroc. Dar nu m-am dus atunci. Am pus în buzunar hârtia și am trecut munți din sat în sat și am ajuns apoi la Cluj. Și când am ajuns la Cluj, am trimis după un alt frate, Lazar frate, și au venit cu autobuzul și apoi am mers la Borhanci. La toată tufa ne plecam odată în genunchi și ne rugam, Doamne răspunde, Doamne răspunde, și citeam iară scrisorița mea. Când am ajuns acolo, era plină casa și ei erau la masă acolo, dar toți erau cu fața încolo, cum stăm noi așa. Toți erau așa, eu tiptil cu Lazar amândoi, ne-am pus acolo repede, imediat pe prag, în spatele tuturor, să nu ne vadă nimeni. Și acum am pus hârtioara jos și am luat creionul la care să răspunde, să-i pui unul și să trag, să văd dacă mai are în ordine. Auziți cum a răspuns Duhul Sfânt. Știți că aici am întrebat primul lucru. Ăsta, vreau să știu dacă sunt iertat. Și a doilea, dacă tu ai lucrat, dacă tu lucrezi și dacă vei lucra. Nu mă aud pe sora Rosalie, strângă aia ca o trâmbiță, așa zbera în alte limbi când începe să prorocească. Și după ce vorbește în alte limbi, strângă odată tare. Da, tinerule, da! Te-am iertat! A doilea care avea 3. De aceea am lucrat, lucrez și voi lucra! Și acum eram tot înghețat, oare îi Maria mea, ori nu-i Maria mea? Așteptam să văd ce zice Duhul Sfânt. Și strigă Duhul Sfânt, tu întinde-ți mâna și cuprinde floarea care stă în față și despre care mulți zic că nu-i deschisă încă. În vremea viitorului, petalele ei se vor deschide și mirosul parfumului ei va fi simțit de la mari distanțe. Da, amin, zice Duhul Sfânt. Mărit să fie Domnul. Dragii mei, la Dumnezeu nu-i umbră de mutare, nu-i schimbare, nu-i știrbire. Să-L iubiți pe Dumnezeu, să-L iubiți pe Domnul Iisus care ne-a dat Duhul Sfânt și să-L iubiți pe Duhul Sfânt, că El e călăuza noastră către cer, mărească-se Domnul Iisus. Cum ei zicea că nu se potrivește, atâta s-a potrivit pentru mine, până și azi. Până și azi. I-am pregătește, așa cum au pus 6 cămăși cu mine, să am să mă schimb. Apoi aia trebuie, apoi aia trebuie. Și apoi ne rugăm.
Și apoi ne sărutăm frumos pe obraj unul pe altul, de mâna și cu lacrimi, el spune, Domnul să fie cu tine, ai grijă, ai grijă, Domnul să fie cu tine. Și eu iară, Domnul să fie cu tine, rămâi cu pace acasă. Ne-am căsătorit în 61, în martie. Și atunci până acum, prin harul lui Dumnezeu, nu că suntem ceva, dar pentru că nu am ascultat de ofertele lumii, noi nu ne-am certat. De atunci până acum, lucru care mult zice, nu mai spune asta, că asta nu te crede nimeni. Tu poți să nu crezi, dar eu spun o realitate. El n-a avut ocazia să-mi zic odată, prostule, nebunule, sau cum fac oamenii, sau eu să zic către el, ce știu eu cum. Nu. Când avem câte o supărare, câte ceva, cel mai mult ne venea din lipsuri. Că nu avem mâncare, sau într-un an n-am avut porc, sau ce știu eu ce. Păi când ei insista, du-te, bagă-te în bancă, du-te, ia împrumut, du-te, fă ceva. Păi eu o prindeam de mână, hai, dragă, cu mine un pic. Și meream în casă dinainte și ne puneam în genunchi. Și ne rugam și plângeam amândoi. Odată venea Crăciunul și n-aveam ce mânca, numai cartofi. Și n-aveam bani să cumpărăm nimic, ce, aveam o sticluță cu ulei. Și apoi să ne ajungă pe fiecare mâncare picura, 2-3 picuri de ulei, că n-avem ce. Porcul am fost vândut, ne-am fost făcut casă, o trebuie să cumpăr ruș, o trebuit, măi, tot ce am avut am cheltuit, acum ce să mai faci? N-am avut, am avut niște capre și pe ale le-am vândut, n-am mai avut ce face, nimic. Crăciunul, cum zic oamenii, s-o să... Copiii noștri galbeni și sprijiți de foame, că numai cartofi mâncau. Ori zamă, ori un pic de tocană, ori ce știu ce, dar cartofi n-aveai altceva. Și el stăruie să intru în bancă să fac ceva. Nu, hai la rugăciune. Ne-am dus și ne-am rugat. Și Dumnezeu a ascultat. Și a doua zi, sau a treia zi, sosește o țigană din gârbova Sibiului, înaltă cât un brad, neagră ca păpucul, cu o desagă mare în spate, latră cățeluș acolo, ce avem nicuț așa, fug să văd cine-i. După 9, seara, a venit cu cursa care pleca la 9 din Sebeș spre Șugaj. Și până o sosit la noi, 9:30. Când deschid ușa, frate Ozan, e de saga asta că e tare grea. Eu am pus mâna să iau de saga așa, când colo, ce mă, Doamne, că te dă de jos, de abdeanță, nu de e. Să o pui undeva să nu umble câine sau mâță la ea. Apoi aici avem o bucătărie de vară, dar n-avea acoperiș, în schimb ușa am fost zidit-o și jam, așa deodată, știi. Am încuiat ușa și am pus-o acolo. Merem în casă. Cartofii noștri erau pe masă, că de la masă am fugit să văd cine-i. Și e vine și se lipește de tot cu ușii. Și eu mă așez iară la masă. Soră, hai cu noi, hai să mănânci. Mă plânge, plânge, plânge. Doamne, iartă-mă. Cum e omul? Zic în mintea mea, trebuie că așa-s oamenii ăștia mai sărași de spirit. O fi bătut-o, o fi dat drumul de acasă. Cine știe ce-i cu ei? La un moment dat mă scol, măi soră, dar eu nu pot să mânc dacă tu plângi, eu cum să mânc? O spune ce ai. I s-a pus un nod aici în gât și ea nu putea spune ce are. La un moment dat își deschide gura. Frate, eu tocana asta am văzut-o azi noapte. Și am văzut că n-aveți carne și am văzut că-s numai două triste luță de ulei pe ea. Și noi de 3 zile, cu familia cu tare, am venit și noi de 2 ani la Sfânta Pocăință și am văzut că sașii fac atâtea dărnicii, românii fac dărnicii
Și m-am gândit, noi țiganii, la cine să dăm ceva ca să fie primit, să ne primească și să fie scris în cartea ta. Și n-am știut ce să dăm și cui să dăm. Și am postit 3 zile și 3 nopți, 2 familii. Și am întrebat pe Domnul ce să dăm. Și am visat asta și am fost așa de clar în mintea mea că n-aveți porc, n-astăie porc și n-aveți de mâncare. Și acolo unde sajă ea, duce-te rogadă în casă, de ale porcului am adus. Unul a pus un picior, alta alt picior, unul costă, alta altă costiță de porc, alta din gât, alta din... Și o umplu de sajă ea. Și de la oara aia și până la Rusalii o ținut carnea aia. Altădată am tăiat porc de 375 de chile. Și după Paște o fost gata. Vedeți? Dumnezeu poartă grija. Fie-i slăvit numele. Dragii mei tineri care vreți să vă căsătoriți, puteți încerca că Dumnezeu vă spune cu cine să vă însurați și cu cine să vă măritați. Dar nu alergați așa oriunde, că așa mai ales dacă mereți 2 inși, apoi dată ți-a zice unul că e de la Domnul să te însori și te nenorocești. Aveți în voi încredere că sunteți copiii lui Dumnezeu și lăsați să vă vorbească Dumnezeu vouă și apoi și prorocul. Dar trăiți curați cu Dumnezeu. Nu vă lăsați prădați și furați și nu stați cu gândul în mizerie de doruri nesăbuite și neîngăduite. Păzește-ți inima mai mult ca orice. Păzește-ți mintea să locuiască Dumnezeu în ea și El locuiește într-un cuget curat, nu într-unul afectat care merge din rău în mai rău, ci într-unul curat care tot timpul vrea să-L slujească pe Dumnezeu. Fie slăvit Dumnezeu! Am trecut prin stări ca om în toate felurile, dar am văzut că Dumnezeu are putere. Am avut timp după căsătorie, când odată mergând cu bicicleta, așa ne-o fugi capul ca și cum n-ar fi amneu. Pe partea alaltă merea o femeie și eu meream aici cu bicicleta. Așa a fugit capul. Doamne Iisuse, dar pe ce-i cu mine? Păi cum să mai predic? Apoi m-am ofilit, apoi m-am năcăjit. Era maestru la monumente istorice, angajasem un preot ca dulgher pentru acte, îl țineam acolo, Gal Iuliu. Și în ziua aia eu am fost rău cu oamenii și am străgat pe oameni imediat și toate vroiam să le pui la punct. Când intră păcatul, cât de cât, atunci te cerți. Când ești curat, nu te cerți, Doamne feri. Dar când intră un pic păcatul, imediat te cerți. Când îl vezi pe un om certându-se, să știi că cearta lui mai are surori, nu te lăsa. În ziua aia m-am certat cu oameni, am strigat pe ei, mă, ți-am dat de lucru, stai acolo, mă, ce-ai făcut de azi dimineață, mă, tot așa. Gal Iuliu bate în geam, Hozane! Hozane, vină la birou. Mă gândeam, eu te-am angajat pe tine, ce-ți trebuie acum? Nervos, știi? Ce vrei? Să-mi dai lecții? Mă duc, iară mai întâlnesc pe careva care nu călca bine pe acolo. Și așa, la un moment dat viu. Când viu un birou, ăsta un mare psiholog, făcusă teologia de Hunedoara, care e cea mai vestită, din aia când ieșeai, știi să scrii și să vorbești 7 limbi. Gal Iuliu mă e în primire. Hozane, ce s-a întâmplat cu tine? Ieri n-ai fost așa. Păi ce s-a întâmplat, Hozane? Păi ce s-a întâmplat? Mă tot gândeam, Doamne, iartă-mă. Eram ordinat deja. Eu, un deservent penticostal, să mă mărturisesc la un popă catolic.
Nu fac eu asta. Orgoliu, vezi. Dar ăla nu s-a lăsat până nu i-am spus ce-am pățit. Când i-am spus, am și plâns. Păi eu cum să mai vestesc cuvântul dacă e așa? Păi eu n-am pățit niciodată din astea. Păi cu tare. Și el sărac o vărsa două lacrimi. Zice, știi cum se numește viciul ăsta? Păi nu. Englezii la ăsta îi zice sex appeal. Deci ai văzut cum faci la telefon. Că atunci așa erau telefoanele cu manivelă. Deci ai văzut, sun de aici și sun acolo. Zice, ăsta dacă o femeie din asta aventurieră trece pe drum și un bărbat trece pe dincoace când s-o săsc unul drept de altul, cum ai suna cu telefonul? În firea lor își sună unul la altul. Nu ți-o venit, zice, să te întorci să o întrebi că de unde o cunoști sau de unde te cunoaște? Că asta așa se manifestă. Și nu mai vezi că odată să înțeleg și rămân prieten și nu s-o văzut de când îs. O nu, că eu m-am mâniat pe mine și m-am supărat și am plâns, am venit tot plângând până aici. Dicolo până în Alba era vreo 30 de kilometri. Hozane, bine că ți-a venit mânia și nu te-ai bucurat în firea ta, bine, să te rogi la Dumnezeu. Dacă și el a zis așa, păi iar am luat zile de post și așa, m-am dus la un frate cu 200 de kilometri. Când am sosit la poarta curții, el era în curte, să uită la mine, zâmbește, Hozane, zice, tu ai venit ca să mărturisești ceva. Băi, când o zis așa, așa am trecut pe lângă el, ață, în casă și pe genunchi. Veni și el încet și s-a așezat acel lângă mine. Eu plângem și mă rugam de numai, dar strigă Duhul Sfânt. Bărbatule, fiindcă ai venit la mine cu trupul tău, am să ți-l fac ca pe unui copil înțărcat. Băi, mărească-se, Domnul, atâta m-am bucurat, atâta am plâns, a intrat în mine o voioșie și o putere de biruință. Și din ziua aia înainte nu m-au mai furat privirile și n-am mai avut treabă cu așa ceva. Și am putut lucra pentru Domnul până azi, glorie lui Dumnezeu. Dragii mei, David amintește de asta. Dar n-am știut că se poate întâmpla, când el zicea că era ca un copil înțărcat. Dar n-am știut că se poate întâmpla, dar am pățit-o și eu sunt martor împotriva tuturor celor ce zic că n-au ce face. Ai ce face când tu nu mai poți, unde tu nu mai poți, când tu ești mai prădat de grijuri și gânduri. Există o mână ce te poate elibera. E Iisus. El de-aia a murit și a luat asupra lui păcatele noastre, boalele noastre, firea noastră pământească și a răstignit-o împreună cu el. Noi suntem răstigniți în Hristos acolo și trebuie să trăim o viață nouă pentru Domnul. Dragi tineri, dragi bărbați și femei, oricare v-ar fi statutul vostru, căsătoriți sau necăsătoriți, avem în Iisus izbăvirea, avem în Iisus biruința, dar noi trebuie să vrem să-L ascultăm pe Apostolul Pavel când dă sfat lui Timotei, fugi! Și nu numai sfat, poruncă! Fugi de poftele tinereții! Nu te complace în ele, nu te simți bine și nu te mângâia în deșert. Fii bărbat, fii femeie, fii frate cu Iisus, fii soră cu Iisus. Și El a biruit păcatul și a fost încercat în toate chipurile ca noi, ispitit ca noi, dar fără de păcat. Și cine vrea să trăiască cu Iisus, trebuie să trăiască și El, cum a trăit Iisus. Și Dumnezeu să vă ajute. Închei. Că văd că a trecut tare ceasul ăla. Doamne, iartă-l, mi-are bine. Dar o
oricum, vă mulțumesc că ați avut răbdare cu mine, un om mai bătrân, să vorbească la tineri. În schimb, cred că veți putea să cunoașteți, v-am vorbit tot adevărul din inimă, ca să trăiți cu Iisus, să vă țineți de Iisus, să nu vă lăsați furați de ofertele lumii, ca lux, drăgălășii, plimbări aiurea și alte lucruri. Tsunamita a primit un ogor cu via gata pe el și a primit mii de dolari, dacă ar fi să-i punem alături de dolari. Dar a zis, țineți, Solomone, țineți-i, iubitul meu e am eu, via două cui vrei tu și dolarii fie a tăi, dar eu sunt a iubitului meu, slăvit să fie Domnul. Țineți-vă de Domnul Iisus Hristos și nu vă lăsați furați de oferta lumii. Amin.